Salut! Sunt Florin Grozea și zilele astea au fost foarte pline pentru mine, pline, pline. N-am mai avut timp să scriu articole pe blog, n-am mai avut timp să filmez vloguri. Dar uite, acum fac un vlog foarte scurt despre încredere. Pentru că e o leapșa pe Facebook care are subiectul încredere și ce-ți dă ție încredere la începutul unei zile. Ce-mi dă mie încredere, știi? Și mă gândeam... Am și eu un lucru care îmi dă încredere. Știți că nu prea port, de fapt nu port niciodată bijuterii, accesorii, mă îmbrac foarte simplu, tricou, bluză, nu știu ce, uneori prea simplu, mi s-a spus. Dar am și eu un accesoriu, am unul cu care nu plec niciodată, nu plec fără el niciodată de acasă și care îmi dă încredere în fiecare zi. Și ăla e verigheta. Știu că sună cheesy, probabil. E un inel simplu, până la urmă. Adică e un inel. Asta e. Și probabil e, cum se zice, probabil e singura superstiție a mea, știi? Dar inelul ăsta simbolizează pentru mine toate lucrurile, toate hotărârile, toate alegerile bune pe care le-am făcut în ultimii ani. Simbolizează iubirea mea pentru Ioana, simbolizează iubirea Ioanei pentru mine și sprijinul pe care mi-l oferă de, uite, din prima zi, s-au făcut 7 ani. Inelul ăsta simbolizează pentru mine... zâmbetul lui Sasha, primul nostru băiețel, și zâmbetul lui Raul, al doilea băiețel, care tocmai a apărut în viețile noastre. Și ating, știi? Ating așa, poate fără să-mi dau seama uneori, ating verigheta când am emoții sau înainte de o întâlnire sau înainte de o filmare sau când sunt stresat. Și atingerea asta îmi dă încredere și mă repune așa în poziția de echilibru, știi? Simt, Florine... ai atâtea bucurie în viață, ai atâtea lucruri frumoase, atâția oameni superbi. Mi-amintește, știi? Iar dacă plec fără, și se mai întâmplă să mai plec fără, ea, de fiecare dată mă întorc, pentru că, nu știu, mă simt așa gol, mă simt, parcă nu sunt complet fără acest simbol, știi? Nu e mare lucru, până la urmă, e un inel. Dar el înseamnă atât de mult pentru mine și mi-amintește de atâtea lucruri frumoase și atingerea lui îmi dă în fiecare zi încredere. N-am mai vorbit despre asta până acum. Sunt curios dacă aveți un obiect sau un ritual și voi în fiecare dimineață care vă dă încredere și vă dă așa putere să începeți o zi plină. Sunt curios. Dacă aveți, spuneți-mi și mie. Vă pup!